PSD-ul este dispus să preia Ministerul Justiției? Așa cum este protocolul acum, PSD-ul va prelua Ministerul Justiției. Sigur că sunt negocieri în această perioadă, să vedem în ce măsură protocolul o să rămână în afară de premier în termenii în care a fost el agreat inițial, pentru că sunt câteva argumente legate de continuitatea unor miniștri care au performat în această perioadă. Una dintre marile probleme ale României la nivel de decident major a fost lipsa de continuitate. S-au schimbat, discutăm astăzi de legile educației. Cred că au fost în 30 de ani, 30 de miniștri. Nu ai cum să faci ceva. La Ministerul Transportului, nu ai cum să construiești autostrăzi în care schimbi la fiecare 9 luni de zile un ministru. Că dacă durata de viață a unui ministru este de sub un an de zile, nu ai cum să construiești nimic. Eu am fost norocos cu un mandat de 2 ani jumate, sunt printre cei care sunt... Și domnul Predoiu nu aia, la domnul Predoiu, nu, cred că este cel mai longeviv mandat din orice domeniu după 89, deci premiantul guvernului este cu siguranță domnul Predoiu. PSD-ul a depășit handicapul ăsta să fugă de justiție, deci după epoca Dragnea, PSD-ul n-a mai vrut să vorbească despre justiție. Constituiți om vechi de partid. Ați fost și dumneavoastră ministru pe vremea lui Victor Ponta, nu v-ați luat de păr cu Codru Zachiuve și chiar avea, din ce știu eu personal, vorbea de bine de dumneavoastră, vă spun asta, adică nu... A fost la final povestea cu domnul Nițu, dar n-ați incomodată foarte tare cât era nu, la dar aici nu e vorba de aici nu e vorba de Codruța Chiuveșin, ci e vorba de echilibru pe care poți să-l ții. Ați lucrat de multe ori cu ea, da. Din această funcție de ministru al justiției. Ați depășit handicapul ăsta psihologic PSD-ul cu justiția sau nu? Eu n-am auzit pe nimeni din sistemul judiciar, care să spună, domnule, când a fost PSD-ul la guvernare, sistemul judiciar a fost oprimat. Din contră. A avut toate resursele de care a avut nevoie, a avut toată libertatea, mai ales libertatea, să facă tot ce a crezut de cuvință. Deci nu văd de ce PSD-ul i-ar fi teamă cumva de acest domeniu. Sigur, contează foarte mult pe cine... Nu, dumneavoastră, la nivel de lider, la nivel de nu, n-am auzit președinte, n-am... Pentru că altfel n-ar fi fost în protocol. Dacă avea o frică PSD-ul, nu avea o frică acum una jumate, care a dispărut după una jumate. Pentru că am văzut variante inclusiv să vină cineva din afară, neasumat de, asumat de partid, constituționalist, ceva variantă. Da, întotdeauna... Tudorel 2.0 sau ceva. Da, întotdeauna din afară pare că e bine să vină la un moment dat cineva independent. Cineva independent nu are resursa politică să ducă acel minister. Cine va fi condus, ce minister va fi condus de un independent, va fi cel mai slab minister. Da, pentru că nu ai cum să te miști în, mai ales când mai un an jumate de guvernare, în acest hățiș guvernamental. Numirile oricum au fost sprijin. Făcute de domnul Predoiu și domnul Iohannis, deci nu prea mai aveți ce să faceți. Codurile nu, poți să faci, pentru că sistemul judiciar nu e cel mai iubit în momentul de față de români. Foarte multe lucruri de făcut pentru a-l face mai eficient în slujba românilor până la urmă, fără niciun fel de vorbe mari.